ne-a pus la îndemână o taină mare. Spovedania. Pentru că asupra trecuturilor noastre noi nu mai putem interveni. Numai Dumnezeu este singurul care are această cheie potrivită să încuie și să descuie trecuturile noastre. Iată cum s-ar putea ca întreg neamul omenesc să se vindece de toate cele pe care vrăjmașul le-a pus în timp atât de otrăvitor în condiția ființă. Iată cât de importantă devine această bună cuvință. Căci ea este cea care conduce la ceea ce spuneau oamenii aceia de știință. Dragostea nu le caută pe ale sale. Ați văzut și ușor ați observat cât de greu este să îți propui să-l îndrepți pe un om. Câtă forță pune în mișcare spre a se îndreptăți. Spre a le căuta pe ale lui. Cât de mult luptă omul să-și le pună în evidență pe ale lui și cât de puțin le caută pe cele ale lui Dumnezeu. E suficient să ne uităm în societate și vom vedea cât de mult sau de puțin Dumnezeu este. De altfel, aici am putea să ne facem și bilanțul binelui și răului. Știind că Dumnezeu este singurul izvor al binelui. Am putea să ne facem acest bilanț o dată, de două ori sau măcar la finalul zilei. Întrebându-ne cât Dumnezeu a fost în viața mea astăzi și în felul acesta vom înțelege cât bine a fost sau a fi putut să fie în ziua aceea, în viața noastră. Cât Dumnezeu este în viața noastră, în familia noastră, în societatea noastră, atât bine poate fi. E simplu, nu? Dar nu e și ușor. Nu se aprinde de mânie. Trăim într-o lume blindată cu trotilul acesta al mâniei. Este suficient să-l atingi pe un om, că îndată sare, îndată se aprinde, îndată găsește motivul de gălceală. Uneori nici nu mai contează de unde pleacă. Gâlceava este cea importantă. Mânia să fie hrănită. Mânie despre care Sfinții Părinți spun că este egal nebunie. Nu gândește rău. Este suficient să ne uităm la unul dintre buletinile de știri. Pentru ca să înțelegem din ce se prezintă acolo, cum de s-a ajuns acolo. Printr-o gândire bună și sănătoasă? Sau tocmai pentru că, în general, lumea gândește rău. Gândește răul pentru că, spuneam mai devreme, se învoiește cu vrăjmașul, dându-i posibilitatea să-i trimită din perspectiva minții, la cuge și apoi la rațiune, gândurile lui spurcate. Nu se bucură de dreptate, ci se bucură de adevăr. Am vorbit mai devreme.
Nu ne oprim aici. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Pe toate acestea, oamenii, ar trebui să ne lucrăm. Ar trebui să căutăm să le înțelegem și să ni le însușim pentru ca să fie ale noastre. Pentru ca dragostea să-și facă loc în sufletele noastre. Dragostea nu cade niciodată. Iată de ce devine important. Da, am amintit mai devreme și n-aș vrea să te arăt timpul și să nu vorbim despre capitolul acela important la privind descoperirea de sine, respectiv dragostea de sine. În drumurile pe care le-am făcut, căutând răspunsuri la întrebările mele, m-am întâlnit adesea o situație de confuzie. Se zicea iubirea de sine și se înțelegea dragostea de sine. Sau se zicea dragostea de sine și se înțelegea iubirea de sine. Adică că dacă alte cuvinte era una și aceeași. În condițiile în care despre iubirea de sine Sfântul Maxim Mărturisitor spune că este cuibul și maica tuturor relelor. Izvorul tuturor disconforturilor noastre existențiale. În vreme ce, deci, iubirea de sine este cuibul tuturor relelor, dragostea de sine, în manualul de învățătură de credință ortodoxă, găsim la paragraful 174 următoarea definiție. Dragostea de sine este virtutea, deci este virtute, în vreme ce acolo este cuibul tuturor relelor, dincoace, dragostea, înțelegând, repet, din punct de vedere activistic, că iubire și dragoste nu este același lucru. Este virtutea prin care creștinul întâlnește Harul Sfințitorul năzuiește să-și dezvolte darurile primite de la Dumnezeu. Le iese de aici așadar că Dumnezeu, așa cum am spus mai devreme, a pus în om niște daruri pe care omul ar trebui să le descopere și să-și le pună în valoare. Cum să-și le pună în valoare? Din perspectiva acestui exercițiu privind dragostea de sine. Vom vedea că vom descoperi definiția, vom descoperi foloasele, înțelegând însă că trebuie să lucrăm pe toate acestea. Deci să-și dezvolte darurile primite de la Dumnezeu și să-și desăvârșească viața. Avem poruncă în sensul acesta. Nu este o chestiune opțională. Hristos Dumnezeu zice, fiți dar desăvârșiți precum Tatăl vostru din ceruri desăvârșit este. Nu putem să zicem, vrem sau nu vrem să ne desăvârșim viața. Potrivit legilor morale, am spus mai devreme că Dumnezeu ne-a lăsat reguli, norme și legi pentru ca traversarea asta a noastră pe aici să fie una lesnicioasă. Potrivit acelor legi morale, ne putem desăvârși spre a ajunge la unirea cu Dumnezeu. Care sunt foloasele dragostei de sine? Omul se spovedește, ajunge adesea sub epitrahilul duhovnicului său și zice, virtutea dragostei de sine fiind nedespărțită de dragoste de niște dragoabele este neapărat necesară pentru mântuire. Se întreabă, spun acolo sub epitrahil sau în discuția cu duhovnicul, cum aș putea, părinte, cum aș putea să mă preocup mai bine de mântuirea mea? Iată un răspuns aici, în cărticica aceasta, unde nu-i de citit mai mult de o șchioapă și veți vedea cu ce însemnătate.
reiau întreaga fragă. Virtutea dragostei deschide fiind despărțite de dragoste către Dumnezeu și către aproapele este neapărat necesară pentru mântuire. Fără ea, creștinul nu poate împlini lucrul pe care îl a încredințat Dumnezeu în această viață. Ce reiese de aici? Reiese că Dumnezeu ne-a încredințat fiecăruia un lucru de făcut. Vorbeam despre Libanius, că în școala lui se preocupa ca discipolii lui să afle care este tocmai lucrul, nu pe care pe el nu-l interesa, nefiind creștin, nu-l interesa ce lucru a încredințat Dumnezeu fiecăruia, dar era preocupat să le pună în valoare darurile celor care veneau la școala lui. Nu s-ar cuveni oare cu atât mai mult noi astăzi să fim preocupați de aceste lucruri, de acest lucru mai cu seamă, să împlinim lucrul pe care l-a încredințat Dumnezeu în această viață, ori noi tocmai aici vâșbim. Spuneam despre copiii care ajung la 17-18 ani. Tocmai aceasta este întrebarea pe care și-o pun. Ce să fac? Încotro să mă îndrept. Unde este mai bine pentru mine? Cine poate răspunde la această întrebare? Câte vreme pe un capitol ca acesta n-am lucrat. Asupra unui astfel de capitol nu ne-am oprit. Ea este cea care răspunde, dragostea de sine, care constă în ce? În descoperirea darurilor multiple pe care le-a pus Dumnezeu în noi, începând cu faptul că avem plinicită, că ochii noștri iubesc, că ne bate inima, că avem poftă de mâncare, că transpirăm. Toate acestea sunt daruri cu care ne-a copleșit Dumnezeu. Pentru toate acestea ar trebui să aducem slavă lui Dumnezeu. Asta înseamnă descoperirea de sine. Dar nu numai atât. Ci darurile și priceperile noastre. Talanții noștri, vom vorbi imediat, un pic mai încolo. Nu poate omul fi stăruitor în bine, asta am vrut să spun mai devreme, că se duce omul sub epitrahilul duhovnicului și zice, Părinte, nu sunt stăruitor în bine, ce să fac? Se trezește rostind ca Dumnezeu cu Pavel, nu fac binele pe care aș vrea să-l fac, ci fac răul pe care nu vreau să-l fac. Iată de ce nu-l face. Iată de ce nu este omul stăruitor în bine. Pentru că n-a lucrat pe dragostea de sine. Un singur capitol din cărticica aceasta. Umblăm, oameni buni, prin lumea și prin viața aceasta, crezând că știm ceea ce n-am învățat. Crezând că am făcut ceea ce nici măcar n-am descoperit. Un pic de trebuie, un pic de atenție, un pic de grijă și mai cu seamă, să ne luăm în serios, înțelegând că în univers nu există ceva mai important decât omul. O dovedește dragostea pe care o îndreaptă Dumnezeu către om. Și dacă Dumnezeu îl prețuiește atât de mult pe Dumnezeu, pe om, nu s-ar cuveni ca omul însuși să vrea să se descopere și să se prețuiască și el? Deci nu poate fi stăritor în bine și nici nu poate folosi bine virtuțile creștinești. Adică nu poate lucra pe credință, nu poate lucra pe dragoste și nu poate fi nădăjduitor. Nu sunt acestea virtuțile de bază ale creștinismului și ale creștinului. Credința, dragostea și nădejdea. Zice în cartea aceasta, în capitolul acesta, că nu poate folosi bine virtuțile creștinești. Ea este cea care frânează poftele cele rele. Uitați-vă câte face, câte se încuie și se descuie prin capitolul acesta. Ea înfrânează poftele cele rele. Ea duce la ferirea de păcat și la împodobirea cu alese virtuți creștine. Repet, ea înfrânează poftele cele rele, duce la ferirea de păcat
și la împodobirea cu alesele virtuți creștine. Este puțin? Puțin lucru? Nu s-ar cuveni să vrem să aflăm aceste lucruri și să fim și lucrători pe ele? Căci pentru noi sunt ele și pentru binele nostru. Cum am putea lucra pe toate acestea? Mai bine și mai eficient? Descoperind un alt lucru. Că Dumnezeu a pus în noi, încă de la botez, pe lângă toate celelalte daruri multe cu care ne-a copleșit, trei daruri pe care le căutăm în mod deosebit atunci când botez. Și asupra cărora omul, creștinul, revine fără să știe că despre el este vorba. Dacă ar fi să facem un sondaj, să ieșim pe stradă, să facem un test, întrebându-i pe cei botezați, cât mai știu care sunt darurile de la botez, am avea ceva surpriză. Primul dar de la botez este iertarea păcatelor. Deconectarea aceasta de la lanțul păcatelor strămoșești. Al doilea dar este harul Duhului Sfânt. Am participat cu toții la atâtea boteze și am văzut momentul acela cu adevărat spectaculos, important și extrem de serios, când preotul se pleacă și cu Sfântul și Marele Mir pecetuiește punctele cele mai importante ale trupului lungului rostin, pecetea harului sau darului Duhului Sfânt. Acesta este al doilea. Al treilea este Îngerul Păzitor, care va să zică după ce, așa cum am spus, ne-a copleșit cu toate darurile, El, Dumnezeu, nu putea să vină la botez înțelegând cât de importantă este taina aceasta cu mâna goală. Și atunci îi aduce pruncului și îi dă în dar un înger păzitor. Iar omul trece uneori prin viața aceasta, ajungând până la bătrânețe, fără să se gândească și fără să facă niciodată nicio relație cu îngerul acesta. Ce îi trece? Ce pagubă? În condițiile în care Dumnezeu, prin biserica sa, a lăsat rugăciuni speciale pentru asta. Un canon și o rugăciune pentru fiecare seară către înger. Cât suntem copii, cât sunt copii mici pe lângă noi, ne străduim să învățăm o rugăciune. Prima rugăciune pe care o învață toți copiii este tocmai aceasta. Către înger. Dar pe măsură ce crește pruncul, uită și rugăciunea și uită și că are darul acesta. Fără să vrea să afle și că poate face Îngerul Păzitor. Vă pun la inimioarele dumneavoastră și vă rog să căutați să aflați ce și cât de mult face, poate face Îngerul. Și de asemenea, pentru că eu nu pot să fac altceva decât să vă rog și să vă sugerez, vă rog să interacționați cu Îngerul vostru Păzitor. Să-L descoperiți. Puneți o punte de legătură cu dumneavoastră și eu. Nu neapărat, dacă n-aveți timp, un canon de rugăciune. Și măcar cu rugăciunea aceea care e scurtă de seară. Și faceți o legătură cu vorba de dumneavoastră. Îndreptați gândurile dumneavoastră. Și veți vedea. Pentru că Dumnezeu a știut că omul ar putea să piardă darurile acestea,
i-a pus în față șansa de a le redobândi ca lucrare mereu și mereu, mereu și mereu. Cum? Pierzând darul iertării păcatelor, i-a pus la îndemână taina spovedaniei. Nu asta face oare această taină mare? Îl deconectează pe om mereu de la păcatele contemporane, actuale, pe care le-a săvârșit și în felul acesta și de la cele strămoșești. Dacă am putea vizualiza ce mișcare teribilă se produce atunci în văzduh cu duhurile cele rele care se năpustesc asupra omului, știind bine cât înseamnă sufletul omului, dacă am putea vedea așadar cum se împrăștie ca niște nori negri în momentul în care spovedania noastră curat fiind făcută, auzim te iert și te dezleg. Sau Dumnezeu să-ți ierte toate păcatele. Nu e greu să înțelegem. Totul este să vrem. Să înțelegem dimensiunea acestei lucrări, dimensiunea acestei lucrări tainice. Pentru că noi nu vedem aievă. Al doilea dar, Harul Duhului Sfânt, îl dobândim prin Euharistie. Iată de ce devine atât de important pentru fiecare dintre noi să luptăm pentru ca să ne putem împărtăși. Iată de ce devine și mai important pentru ca cei care au pruncuți să-i ducă în perioada aceasta de 0-7 ani, când nu sunt condiționați de spovedanie, să se ducă și să-i împărtășească cât se poate de des. În fiecare duminică, dacă nu la fiecare praznic. Să le pună în trăistuța lor existențială zestrea aceasta, de care mai târziu în viață s-ar putea să nu mai poate căpăta la fel de ușor. Aproape că a strigat Hristos la noi, lăsați copiii să vină la mine. Cui se adresează oare Hristos? Cred că în primul rând părinților. Cei care își găsesc tot felul de lucruri importante de făcut tocmai atunci când ar trebui să ducă pruncii la împărtășire. Am vorbit mai devreme despre rugăciune și îmi pare rău că n-am să pot să pun, am ales un filmuleț simpatic, dar am să vă spun cum se numește, să-l vedeți dumneavoastră acasă. Noi vom trece la un alt capitol care răspunde la aceeași întrebare pe care am pus-o mai devreme. Cum am putea să lucrăm la toate atributele acelea ale dragostei și nu numai? Înțelegând că Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi și niște puteri. Puteri sufletești. De asemenea, dacă ne-am propune să ieșim și să facem un test, un sondaj printre creștinii ortodoxi, care sunt puterile sufletești? Mă tem că ne-am întâlnit cu foarte multe ridicări de umeri. Prima putere este puterea rațională. La această putere
accedere în momentul în care, așa cum am spus mai devreme, intrând în lucrarea duhovnicească, căutăm să ne schimbăm mintea, depărtându-ne de înțelesurile cele lumești și apropiindu-ne de înțelesurile cele dumnezeiești. Ajungând până într-acolo încât să descoperim rațiunile dumnezeiești din perspectiva acestei puteri raționale. Fără să ne raportăm la rațiunile dumnezeiești, vom rămâne ancorați și legați profund de cele pământești. A doua putere este puterea poftitoare, concupiscența, din perspectiva căreia ar trebui să deprindem, să le poftim, să le dorim pe cele ale lui Dumnezeu și nu pe cele cu care ne momește vrăjmașul nostru. Pentru că el, înțelegând importanța acestor puteri și mai cu seamă văzând că noi nu lucrăm pe ele, se insinuează și pe principiul vaselor comunicante, cu cât scad la noi aceste puteri, cu atât cresc la ele. Și noi vom opera din perspectiva rațiunilor drăcești, așa cum operează lumea aceasta și vedem cu limpezime și ușor lucrul acesta, și va opera din perspectiva poftelor care nu se mai termină. Oricâți bani ar avea omul, vrea încă și mai mulți. Oricâtă avere ar avea, el luptă încă pe verbul a avea, pentru ca să aibă și mai multe, în detrimentul verbului a fi. Am spus și nu pot să vă spun și în această seară. Marele dramaturg William Shakespeare a scris după unul vreo 54 de piese. Recunoscute și cunoscute însă numai 38. Din acestea 38 cunoscute de către toată lumea sunt două. Hamlet și Romeo și Juliet. Iar din sutele de replici din aceste două piese, una singură este cunoscută chiar de către toată lumea. Care e aceea? A fi sau a nu fi. Dacă mi-aș închipui așa un dialog între Dumnezeu și Marele Lui, parcă văd cum i-ar zice, bine, mă, uite, vrei să fii tu cel mai mare dramaturg al tuturor timpurilor? Fii. Dar să știi că dintre toate replicile mari pe care le vei scrie, una singură va rămâne. Aceea privind meditația cea mai serioasă. A fi cu Dumnezeu sau a nu fi. A fi viu sau a nu fi. A fi moștenitor al împărăției cerurilor sau a nu fi. Și dacă acestea toate parcă n-ar fi fost destul, a adăugat. Aceasta e întrebarea. A fi sau a nu fi. Nu i-a pus marele uil. Scrie uil, a avea sau a nu avea. Și totuși, obrimirea acestui verb slujește. Poftind din ce în ce mai multe, niciodată nefiind destul. Deși Alexandru cel Mare ne-a lăsat și el un testament plecând de aici. A poruncit ca atunci când va fi dus către mormânt să fie dus cu mâinile afară din sicriu.
Iar în urma cortegiului să fie aruncată toată agonisia la lui. Pentru ca cei care vin după el să înțeleagă ce e de înțeles. A treia putere este puterea mânioasă. Lăsată și pusă în om spre a se porni cu mânie întotdeauna și mereu împotriva ceea ce este rău de la cel rău. Dar nu vedem noi, pentru că omul n-a prețuit, așa cum am spus și mai devreme, nici această putere și nu lucrează pe ea din perspectiva ei, răjbașul i-a șterpelit-o și operează el cu ea. De aceea am vorbit mai devreme când am discutat despre atributele dragostei. Dragostea nu se mânie. Omul, în schimb, mai cu seamă cel al zilor noastre, trăiește sub imperiul mâniei. Este stăpânit profund de mânie. Și nu se întreabă. Dar de ce sunt așa? Pentru că nici mâniosul nu este confortabil cu el însuși. Și atunci te întreb, dar de ce nu vrea să scape? Pentru că nu lucrează. Pe dragostea de sine, descoperindu-se pe sine. Nu lucrează pe darul de botez mereu să fie scopetat, să redobândească. Harul Duhului Sfânt. Și nu prețuiește aceste puteri, luându-se în serios și operând în el. Singurul lucru sigur din viața aceasta este că vom muri. Și atunci, precum mi se spune, vom da socoteală pentru orice gând. Și mă întreb, cum nu vom da oare socoteală pentru aceste lucruri importante și pentru celelalte lucruri? Oameni, aș fi putut să vin și mă rog să mă credeți că în sinea mea sunt un om vesel. Să vin și să petrecem o oră jumătate dintr-un amuzament în altul. Nu mai am timp. Ca ieri m-a dus bunica mea la grădiniță. Și spun adesea, azi dimineața când m-am trezit, am văzut că barba mea era albă. Și teamă mică, mâine dimineață când o să mă trezesc, alții mă vor îmbrăca. Și mă vor duce în locul acela de unde puțini s-au întors. Dintre care un om pe care l-am cunoscut și despre care am scris, Petre, numai că el s-a întors nu dintr-o moarte adevărată, ci dintr-o moarte avertizatoare, o moarte clinică, dar a cunoscut mormântul și iadul. Omul acesta despre care scriu a cunoscut răul și l-a sfârșit. A cunoscut binele și s-a sfințit. Toate cele pe care le-a scris, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate că le voi mai scrie, mă străduiesc să fie ca niște manuale de bunăvățire. Cei care poate că le-ați citit, ați constatat asta. Orice om are șanse înaintea lui Dumnezeu egale cu cele pe care le-au avut Sfinții. Totul este să vrea.
Îngăduiți-mi înainte de a ne despărți în această seară să vă citesc un scurt fragment care reflectă cam tot ceea ce am grăit noi dintr-o altă perspectivă, desigur. La mănăstire zise încă Gheron, dacă la stână și la stup. În stupul fără albine nu trăiesc prântorii și nici urșii nu caută miere. Iar la stâna fără oi nu dă târcoare lucru. Așa și aici. Dacă n-ar fi cele ale lui Dumnezeu, n-ar fi prezenți nici trântorii lui Belzebul. Și, apropo de stână, am cunoscut cândva un cioban care, dintr-un om rău, prin care lucra cel rău, într-o zi le-a pus piciorul în prag patimilor și a ostoit terenele și a devenit un om cu frica lui Dumnezeu și cu dragoste de Dumnezeu. Se uită odată în ochii mei și îmi zise, Dumitale, pot să-ți spun lucrul acesta, pentru că ai să mă înțelegi și ai să mă crezi. Altora nu pot spune, fiindcă numai că nu m-ar crede, dar m-ar socoti nebun. Într-o noapte, am auzit câinii vătrând amenințător și dintr-o dată s-a oprit. Am ieșit în țarc și am zărit undeva lângă garde în Timiș, m-am apropiat și am aprins lanternă. Dincolo de garde în Timiș, la fec, ședeau patru lupi. M-am oprit năucit. Nu mai văzusem asta. Îmi cunoșteam câinii foarte bine, n-ar fi lăsat să se apropie de țarc nici vrabia. M-am mai apropiat în țel și am îndreptat lanterna către lupi. N-au schițat nicio mișcare. Doar unul dintre ei a scheleit ușor. Stăteam și uitam așa cu imac la ei, neputând să înțeleg nimic. Atunci o cățea carpatină rea de s-a fărântat cu leu, s-a ridicat și a fugit la șopron, de unde a venit o bucată mare de mămăligă punându-mi la picioare. Nu era de înțeles. Le-am dat lucrurile bucate aceea și am adus încă vreo 5-6 și le-am dat. De atunci au stat mereu pe lângă stâne. Ajunseseră să meargă în urma oilor, iar seara făceam o mămăligă uriașă fiartă în zer pe care le-o împărțeam mâncând-o de-a valma cu toți. Mă crezi? L-am crezut. L-am crezut cum să nu-l cred. Îi arătase Dumnezeu trei lucruri. Mai întâi cât de importantă este schimbarea firii. Biruiește-ți firea și îți vei dobândi mântuirea. Ciobanul acela își recâștigase dobleța cea din tâi. Acolo, vârful muntelui, la flase pe Dumnezeu și îl trăia atât de profund, încât sărbăticiile din jur îl recunoșteau ca stăpân, ca și câinii lui care înțeleseseră atunci, în noaptea aceea, în limbajul lor câinesc, că lupii nu mai veniseră să atace și să fure, ci să se supună și să ceară. Apoi i-a arătat că fiarele pădurii sunt de om pentru că îi simt sărbăticia, condiția de fiară mai feroce decât a lor și, în sfârșit, încă și încă o dată că la Dumnezeu ce pare de neînchipuit devine realitate. Incredibilul devine un fapt al care piedicile pot fi căi deschise și toate ce la noi parcă neputință la El sunt realizabile. Și cum de-a ajuns unul așa? Și de ce a ajuns așa, întrebă Petre retoric, evident. Într-o duminică, conducându-i pe bătrânul Ioil cel or spre chilie, simțind urmoarea celor care ieșiseră de la biserică, m-a întrebat, e multe lume? Da, i-am spus. Da, a zis și el duminică. Multe lume, oameni puțini. Iar cei care mai sunt puțini, sărmani și orfani, nu vor decât casă, mașină și bani. Pentru ca să le obțină pe acestea, de aceea vin cei mai mulți la biserică. Să-L roage pe Dumnezeu să înduplece băncile, să le dea credite, să procure case și mașini, iar în felul acesta să devină și ei chipul de cineva. Și după ce capătă creditele care îi înrobesc pe zeci de ani, casele devin niște dormitoare unde se vor întoarce seara târziu epuizați spre a dormi câteva ceasuri, adesea amorțiți în fotolii în fața televizorului. Iar dimineața se vor sui iarăși în mașină cumpărată pe datorie spre a se duce să câștige banii pentru a plăti ratele la casele luate cu împrumut.
Mai există o categorie, adăugă bătrânul Ioan, a celor care nu trebuie să facă împrumuturi. Ei au bani, fac bani, dar din păcate, căci din păcate fac bani, aceștia sunt atâta de săraci, încât nu au decât bani. Acesta e halul omului, fără harul Domnului. N-am precizat și n-am accentuat de fiecare dată când am vorbit despre har. Dar ați înțeles de fiecare dată. N-am subliniat de fiecare dată harisme. Dar ați înțeles atunci când am vorbit despre multitudinea de daruri cu care l-a copleșit Dumnezeu pe om. Și de asemenea, n-am apăsat pe falsele truismuri. Dar ați înțeles, desigur, acele situații în care omul crede că știe și înțelege, pentru că sunt, nu-i așa, niște adevăruri evidente, fără să ia în calcul că acele adevăruri evidente devin niște false truisme pentru el câte vreme, nu le ia în calcul așa cum sunt. Nu și le însușește și nu se pune el însuși în relație adevărată cu aceste adevăruri. Dragilor, ne vom despărți. Vă veți întoarce la casele dumneavoastră, la habitudinile dumneavoastră. Primiți, vă rog, rugăminte. Luați-vă în serios. Și luați în serios și pe cei din preajma dumneavoastră. Luați în serios toate cele pe care Dumnezeu vii și ni le-a spus. Noi a fost adresat. Pentru noi le-a lăsat Dumnezeu. Spre a ne fi surbiunul mai ușor. De noi ține. Ca atât în ce ne privește, dar mai cu seamă în ceea ce privește pe cei care vin după noi, să fie diferit. Așa cum am făgăduit, vom închide seara noastră cu fragmentul acela cu Părintele Nicolae. Și el le vedea că spunea acolo, la vârsta lui, că avea încă coiecă. Ar fi vrut să facă un bust în Părintele Galerie. Avea în lucru încă 3 cărți. Numai Dumnezeu știe pentru fiecare când este cea clipă în care pe toate cele pe care le-am plănuit le vom lăsa în urmă și vom ajunge acolo unde să dăm socoteală, așa cum am spus mai devreme, desigur, și pentru cele pe care le-am făcut. Dintre cele pe care n-ar trebui să le facem. Dar mai cu seamă, pentru cele pe care nu le-am făcut, dintre cele pe care ar fi trebuit musa să le facem. Să vă facă cu o parte de bucurii de pe urma celor pe care le veți face, din cele pe care trebuie musa să le faceți. Mulțumesc! Mulțumim din suflet!